Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Dumnezeul întrupat nu poate sta cu omul pentru totdeauna, deoarece Dumnezeu are mai multă lucrare de făcut. El nu poate fi legat de trup. El trebuie să abandoneze trupul pentru a face lucrarea pe care trebuie să o facă, deși face acea lucrare într-un chip trupesc. Când Dumnezeu vine pe pământ, El nu așteaptă până ce a atins forma pe care o persoană normală ar trebui să o obțină înainte de a muri și de a părăsi omenirea. Indiferent cât de bătrân este trupul său, când este terminată lucrarea sa, El se duce și părăsește oamenii. Pentru El nu există vârstă. El nu își numără zilele conform duratei de viață omenești. În schimb, El își termină viața în trup conform etapelor lucrării sale. Poate există unii care simt că Dumnezeu, venind în trup, trebuie să se dezvolte până la un anumit nivel, să ajungă la o vârstă înaintată și să plece doar când acel trup moare. Aceasta este imaginația omului. Dumnezeu nu lucrează așa. El vine în trup numai ca să facă lucrarea pe care El trebuie să o facă și nu să trăiască viața unui om obișnuit, născut din părinți, care crește, își întemeiază o familie, începe o carieră, face copii sau experimentează bucuriile și necazurile vieții, toate activitățile unui om obișnuit. Când Dumnezeu vine pe pământ, acesta este Duhul lui Dumnezeu care îmbracă un trup, care vine în trup, dar Dumnezeu nu duce viața unui om obișnuit. El vine doar pentru a îndeplini o parte din planul său de gestionare, planul mântuirii. După aceea, El va părăsi omenirea. Când vine în trup, Duhul lui Dumnezeu nu desăvârșește umanitatea normală a trupului. Mai degrabă, la un moment pe care Dumnezeu l-a predeterminat, divinitatea trece direct la lucru. Apoi, după ce a făcut tot ceea ce trebuie să facă și după ce și-a dus la bun sfârșit lucrarea de slujire, lucrarea Duhului lui Dumnezeu în această etapă este terminată. Moment în care viața Dumnezeului întrupat se termină de asemenea, indiferent dacă trupul său și-a consumat zilele. Aceasta înseamnă că, indiferent în ce etapă a vieții ajunge trupul, indiferent cât de mult trăiește pe pământ, totul este decis de lucrarea Duhului. Nu are nimic de a face cu ce consideră omul a fi umanitatea normală. Să-L luăm pe Iisus ca exemplu. El a trăit în trup timp de 33 de ani și jumătate. În ceea ce privește durata de viață a unui trup omenesc, El nu ar fi trebuit să moară la acea vârstă și nu ar fi trebuit să plece. Dar pe Duhul lui Dumnezeu nu îl interesa deloc acest lucru. Lucrarea sa fiind terminată, la acel punct trupul a fost luat, dispărând împreună cu Duhul. Acesta este principiul prin care Dumnezeu lucrează în trup. Și astfel, la drept vorbind, Dumnezeu întrupat este fără umanitate normală. Pentru a reitera, El vine pe pământ nu pentru a trăi viața unei ființe umane obișnuite. El nu își întemeiază mai întâi o viață normală, umană, și apoi începe să lucreze. Mai degrabă, atât timp cât El se naște într-o familie umană normală, El poate face lucrarea divină. El nu are nici cea mai mică intenție omenească. Nu este lumesc și, cu siguranță, nu adoptă modurile de viață ale societății. Nici nu se implică în gândurile sau ideile omului, cu atât mai puțin aderă la filozofiile de viață ale omului. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu întrupat intenționează să o facă și ea este, de asemenea, semnificația practică a întrupării sale. Dumnezeu vine în trup, în principal, pentru a face o etapă a lucrării care trebuie făcută în trup, fără a trece prin alte procese triviale. Și în ceea ce privește experiențele unui om obișnuit, El nu le are. Lucrarea pe care trupul lui Dumnezeu trebuie să o facă nu include experiențe omenești obișnuite. Astfel, Dumnezeu vine în trup pentru a îndeplini lucrarea pe care El trebuie să o îndeplinească în trup. Restul nu are nicio legătură cu El.
El nu trece prin atât de multe procese triviale. Odată ce lucrarea sa este făcută, semnificația întrupării sale se termină de asemenea. Terminarea acestei etape înseamnă că lucrarea pe care el trebuie să o facă în trup s-a terminat, iar lucrarea de slujire a trupului său este finalizată. Dar el nu poate să continue să lucreze în trup la nesfârșit. El trebuie să lucreze într-un alt loc, un loc în afara trupului. Doar în acest mod poate lucrarea sa să devină mai completă și să se extindă mai mult. Dumnezeu lucrează conform planului său original. El știe la fel de clar precum palma mâinii sale ce lucrare trebuie să facă și ce lucrare a finalizat. Dumnezeu îl conduce pe fiecare om pe o cale pe care el a predestinat-o deja. Nimeni nu poate scăpa de aceasta. Doar aceia care urmează călăuzirea Duhului lui Dumnezeu vor putea să intre în odihnă. S-ar putea ca, în lucrarea de mai târziu, să nu fie Dumnezeu cel care vorbește în trup pentru a călăuzi omul, ci un duh cu formă tangibilă care călăuzește viața omului. Doar atunci va putea omul să îl atingă în mod concret pe Dumnezeu, să se uite la Dumnezeu și să intre complet în realitatea pe care o pretinde Dumnezeu pentru a deveni desăvârșit de Dumnezeul practic. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu intenționează să o îndeplinească, ceea ce El l-a planificat de mult timp. Din aceasta, voi ar trebui să vedeți cu toții calea pe care ar trebui să mergeți.